Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Pun pariu pe 10.000 de euro cu tine că s-are spinbot. Ei bine, am pierdut 10.000 de euro, băieți. Ei bine, băieți, cred că va trebui. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CS:GO Overwatch aici alături de Iliu. Să zici tu ceva, bă, frate, fratelo, frătiuc. Alături de un invitat special. Un invitat special care nu prea mai dat aici pe canalul Raul 2 Gaba, dar aia e, bă, băieți, uite că l-am prins acum cu muța în sac și am zis, hai frate, să filmăm un episod de Overwatch, că alături de tine făceam episoadele de Overwatch, ca de obicei avem Getrack-ul. Demascat. Ai fost demascat, frate. Ca de obicei avem Getrack-ul instalat, avem Overwatch reveal-ul, practic să vedem numele și profilul suspectului și a celorlalți din meci și hai să-i dau am luat două la David și cred că mi-am luat blue screen și de până la cap. Nu te mai auzeam. Voiam să-ți zic și eu. Coaie, că s-a blocat toată partajarea, s-a blocat tot Discord. Am observat că în ultima vreme, stai nu m-am fi să văd dacă mai filmez, coaie. Am observat că în ultima vreme când downloadez ceva, coaie merge super rău PC-ul. Mi se downloada GTA 5 și nu puteam să mișc mouse-ul pe desktop, coaie. Mi se bloca tot PC-ul în timp ce mi se downloada în puiei mei. Bă băieți, avem un meci pe DAS 2. În ultima vreme am observat că nu mai spin button pe meci. După cum puteți vedea, o să fie doar spin button-uri. Spin button-uri. Da, mă, băieți, mai banon și nu e spin butera aia, bă, băieți, dar în ultima vreme n-am mai dat de un om legit. Mai știi, bă, Iliu, că acum vreo lună când ne stresam noi, bă, frate, dar de-abia mai dăm de un player legit. Ei, bine, băieți, acum cred că n-o să mai dăm de niciun player legit în acest episod de Overwatch. Aia e, nemulțumim cu ce avem. Când te gândești că atunci când jucam noi CS și eram global, gen, fără hack-uri și așa, coaie, gen, efectiv, era minune să dai de un cheater în Overwatch. Băi, jucau aia, și le ascundau. Băi, lasă că stăteau, dar și la global când jucai, coaie, jucau aia, zici că same gem, pui mie, adică MG-ul de azi juca ca global. Balo din 2016, da. Cu aici, nebun la cap. În MG acum dai numai de ăștia care fac legit taking. Da, e, bă, băieți, asta e situația. Hai să vedem acum aici competitivul ăsta pe DAS. Ne se încarcă Overwatch-ul, văd că foarte rapid, adică a, gata, mă, s-a încărcat. Hai să vedem, bă, băieți. Oh, avem un om aici care cred că are și el spinbot, că da, nu are anti-aim activat. Hai să vedem, cred că e Lester ăsta, așa schimba numele acum din câte putem observa. Încă nu are ban, nu are, nu știu ce profil, adică. Ce poza are, da, coaie. Eu cred că e profil de codat ăsta. E mare profil de codat. Ia se de arme, n-are skin-uri, are na, niște. E ca e orice om care da, da. Nebun. Da, hai să vedem, bă, băieți, are. Mamă, coaie, 24 cu 8. Hai să vedem, bă, băieți, eu cred că are spin. Iliuță, tu ce zici? Că are spin-ul sau sal? Eu cred că nu-l are, eu frate. Eu nu cred că are spin, bă, dar spin eu nu, cred dar că o să dea o retrău de tot. Da, n-are, mă, frate, n-are, e legit 100%, frate. Băieți, voi vă dați seama că nu mai dai de jucători legit pe CS, bă, băieți, nu se poate așa ceva, mă. Deci dai seama ce am putut să fac. Asta cred că e cel mai legit din ultima perioadă. Da, ăsta să-mi bat picioarele, băieți. Deci am făcut vreo 10-15 overwatch-uri zilele astea, toate spin. Deci toate cu capul pământ, mai mult de 20 de secunde n-am stat pe overwatch. Asta e cel mai legit pe care îl găsesc până acum. Eu zic să nu-i dai balul ăsta. Ăsta cred că la ce am văzut eu până acum, asta deja e copil mic, n-are coduri, ești nebun la cap. Ce e, coaie, că tot e legit pe lângă ce am văzut eu zilele astea, coaie. Mamă, deci nu vine să cred, bă, băieți, nu mai spin butării în ultima vreme pe. Dau skip? Griffing. Griffing, de ce? Ce a dat încă echipier că n-am văzut. Nu, dar dă-i doar griffing așa la troll. Nu, coaie, dau ca lumea că după aia să ne îmbunătățim transectori aici. Nebun la cap, bă, băieți, ce să mă mai mult de atât la Overwatch. Stai să ne mai uităm o rundă totuși așa de control, să vedem dacă își bagă și spin-ul să se învârtă, dar mamă, coaie, dar ce citare ăsta, că nu înțeleg că îi trage foarte prost. Mamă, ce one-tap i-a dat ăla aici, nebun la cap, ce mă? Duetul Resolver. Da, coaie, să-mi bat picioarele. De la tine, de la skit, da, sau da, nu skit, da, hai never că skit, never lose. Nu, uite-l, coaie, se învârte și ăla de la ei, tu vezi? Coaie, se vârte și ăla de la ei, uite-l cu capul în pământ. Doamne, mă, băieți, nu se poate. Ba, stai să vezi acum când dă pic prost. Uite că nici nu-i dă pic, că știe care. Uite-l, 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 coaie. IHVH, what the fuck, mă, băieți, bă, doi încodați. Da, cred că-l bate ăla de la Tero, zic eu, că ăsta n-are anti-aim. Băi, 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 vezi că eu tras bine aici. Nice, l-o omoră, bă, băieți, ce să mai zic, dăm direct skip, doi codați, ia că-s curios de ei, să la mama, dar nu mai văd mouse-ul 3 bar, așa. S-s curios de, a, ăsta are rang 2, nici eu cred că are rang 11, ce naiba. Na, nici ăsta n-are nimic, bă, fraților, o să-i dăm skip la băiatul ăsta, nu mai are rost să stăm să ne chinuim, să vedem dacă are cod, că cod are oricum, bă, cred că... A, și-a băgat și el spin, n-am observat. Hai să ne, bă, băieți, stai că nu mai vă mouse-ul așa. Hai să-i dăm, clar, o să-i dăm pentru toate și pentru order și pentru absolut tot. Dai și pentru nu, griffing. Nu, îi dau, lasă, mă. Vreau să-i dai griffing. Bine, îi dau și pentru griffing. I-am dat pentru toți din partea lui Liu, că, bă, băieți, hai să așteptăm următorul Overwatch. Acum, având în vedere că și-a revenit Overwatch, adică așa zic, băieții, că și-a revenit Overwatch, eu cred că o să avem un Overwatch nou destul de rapid. Hai să vedem acum cât o să așteptăm pentru următorul Overwatch. Da, mă, băieți, cine a găsit și al doilea Overwatch? N-a durat chiar așa de mult, dar nici chiar așa de 3 ore. N-a durat 3 ore, băieți. A durat vreo 2. Mamă, Wingman pe Vertigo, fiți atenți că n-am mai avut de mult. Dar asta e mare spin. Spin sau boost. Boost, exact, coaie. Na.
Na, bă, băieți, ce să mai. Mare spinbut pe asta, dar de ce merge așa cele inter... Dar n-ai third person? Ce? Bă, ba da, am third person, dar nu știu dacă merge pe Overwatch, dar putem să încercăm, Iliuca. Uite-l, mai jos, mai jos. Unde? Aici? Mai sus de Overwatch reveal, fix prima, mai sus de Overwatch. Da, mă, ne merge, ia. Stai să-mi dau sensibilitatea pe 10. Gata, mă, băieți, să vedem ce face băiatul nostru, un hiperfit ăsta, câștigă meciul sau... Ia uite, coai, HVH, toți-i cu spinbut, tu vezi? Efectiv, toți-i cu spinbut, toți. Dar nu e matchmaking, tu vezi? Da, e wingman, e wingman, păi da, păi scria la început wingman, bro, eu am văzut. Ah, uite, coaie, toți-i, băi, oameni buni. Deci pe CS nu mai... Eu acum înțeleg pe ăștia legiți, coaie, care zic, bă, frate, nu mai dau meci fără codați. Băi, tu îți dai seama, coaie, că în fiecare meci de CS e cel puțin un codat? Ce cel puțin? Că cel puțin 2-3 codați, ești nebun la cap. E plin, cred că nu a mai fost în istoria jocurilor video atâția codați pe un joc, coaie. Ești nebun la cap. Doar din vina ta. Da, mă, frate, eu am adus pe toți. Cred că sunt mai mulți... Hai să vedem ce face băiatul ăsta, Niperfit. Ce cheat e ăla, what the fuck? Stai să vedem profilul. Are... Na, n-are, mă, profil, șmec, chiar are rank 4, ești nebun, con nou. Ia să vedem, mă, băieți, niperfit.cc. Nu știu cum e, părerea mea că meciurile de la non-prime nici n-ar mai trebui, nici nu există eco ăsta. Părerea mea că meciurile de la non-prime nici n-ar mai trebui puse la Overwatch, că ocupă Overwatch-ul prea mult. De aia nu merge Overwatch-ul, că sunt extrem de multe cazuri și nu sunt foarte puțini jucători care chiar fac Overwatch, știi? Și având în vedere că le pune și pe astea de la non-prime care n-au niciun sens, adică, bă, dacă vrei să joci CSK, lumea joacă la prime, coaie, nu jucați la non-prime. Deci... Na, nu știu, ideea e că părerea mea, nu știu, aș și scrie chestia asta ca propunere, deși nu, da, vă dați seama că ăștia de la Valve n-au nicio treabă, ești nebun la cap, nu ascultă ei de propunerile. Ei, cum nu ascultă, frate, nu mai ții minte acum 10 ani de zile când mi-ai făcut tu raport la Valve? Da. Dar ce, uite, Coen, tu vezi că asta nu îi se vede revolverul din mână? Care revolver? Nu îi se vede, ține mâinile așa, încruciși. Bă, și cred că ai buguit totuși. Zici că-s eu când reglez carburatorul de la 1.25 cu aia. Bă, băieți, o să-i dăm skip și la asta. Ce să-i faci? Ia uite-l cu aia, ce cap și-a luat ea, că-s curios dacă ia runda asta cu revolverul. Cred că-i dă ăla. Mamă, ce i-a dat-o cu niperfit-ul. Deși, bă, ești nebun, le-a dat-o la amândoi. Bă, băieți, oricum o să-i dăm skip la meciul ăsta. N-ai, mă, ce să, n-ai ce să, mă, nu mai dai de un meci legit, mă, băieți. Hai să-i dăm main assistance, bam, bam și Griffin, clar. Hai să-i dăm subiverdi, bă, băieți, și așteptăm următorul Overwatch. Să sperăm că vine cât mai rapid și să sperăm că o să fie și cu un jucător care încearcă să ascundă eco, nu dă cu el de parcă, bine, ce se o chiar e moca. Dar, hai, mă, băieți, dați-i, îmi dea și mie un meci la prime, să văd ce acolo, că încearcă omul să ascundă, să pui mic, așa, noi nimic, adică dau care cituri și aia. Mamă, mergi pe Mirei și coaie, n-am mai avut de mult un Overwatch pe Mirei și ghiți ce, Iliuță, eu pun pariu pe 10.000 de euro cu tine că s-are spinbut. Ei bine, am pierdut 10.000 de euro, băieți. Ei bine, băieți, cred că va trebui să-mi vând mașina, bă, băieți. Dacă își bagă spinul, dacă nu își bagă spinul până la finalul meciului, eu îți dau 1.000 de euro, Ilie, să-mi bag pula. Hai să vedem. Eu tot zic că și-l bag. Ai, că n-are. HVH Legend are nume omul meu, coaie, ești de bula cap. Eu cred că își bagă spinul, Iliuca. Eu cred că totuși nu-ți dau țeacă, frate. Dar nu-mi tot dispare mouse-ul, na, omul ăsta nici nu încearcă să ascundă, uite ce le dă aici de până la cap. Zici că și eu în competitiv. Da, așa dai și tu să-mi bag picioarele. Golf 418 GTX 150 de cai. Ia uite. Vem profilul ăsta, ia să vedem ce are ăsta aici. Ia uite-l, mă, da, inferioară, Iași rău, e din Iași, coaie, de la tine, de acolo. Ia să vedem. Vezi că știu, îl știu, cred că. Nu cred. Ba da! Adică nu știu, ăsta, ia te imaginezi, imaginezi că are poză cu aia, că, a, nu cred că. E unul Iași care are un Golf 4, tot așa, lăsat exact cu aceleași jante și cu numere de Iași. E tovarăș cu vără mea. Ăsta din Finlanda joacă CS, acum hai să-i dăm una, să-i cerem 100 de euro dacă nu-l banăm. Și ce să mai facem? Bata, bă, băieți, hai să vedem dacă ne acceptă cererea. Ah, am crezut că mi-a acceptat-o, că am văzut că scrie că joacă. Hai să vedem, bă, băieți, ce joacă. Oricum, ideea e că o să-i dăm mare ban, adică, na, nicio treabă. Vedem dacă ne acceptă cererea până la finalul meciului. Dacă ne acceptă cererea până la, finalul meciului, o să-i dau un mesaj și să-i zic, man, you are in my Overwatch. Give me 100 euro or I back ban you. Și dacă vrea să-mi dea, chiar accept. Ia uite-l, coaie! Asta. Mamă, ce-a făcut? Nu, cred că e de la legit anti-aim, coaie. Nu și-a băgat. Da. Cum făceam din Popescu, Crestu? Crestu? Nu, e de la legitate, e mai mult ca sigur, ești nebun la cap. Dar uite, coaie, cum joacă, băi, și nici nu, adică nu pierde meciul, nu nimic, coaie. Putea să joace și el legit rundele astea, nu să dea în halul. Să uite cum l-așteaptă, fii atent. Are legit anti-aim, uite, coaie, are legit anti-aim-ul și ăla se vitrolează pe ăștia, coaie. Băi, nu se poate așa ceva. Avea și băiatul ăsta, hack, ești nebun. Care, finish, sniper ăla? Da. De ce zici că avea hack? Păi de unde îl știa pe ăsta aici? Pentru că îl vedea cu aia, care legit anti-aim-ul și... Ok. Și gen el vedea fake-ul lui cum ar veni după perete. Și trăgeam fake-ul lui și ăsta era după perete și îl trola. Uite, vezi cum îi trolează pe ăla, uite ce trage ăla, ai văzut? Da. Uite acum, fiind când îi dă pic. I-a dat nade. Hai că-ți curez dacă îi mai dă pic. Uite acum. Ia.
l-a nimerit un pic acum, l-a zgâriat. De uite cu aici, îi trolează pe ăștia. Dă-te bă în puie mei cu aia, descoperi și el legit anti-aimul și trolează. Și acum îi dă un tap la ăla. Ce ziceam? Yeah. Bă, fraților, hai că ne mai uităm la o rundă, deci și nu mai are rol. Inhuman reaction. Vezi că până acum ăsta e cel mai legit, bă, Iliuca. Da. Până acum ăsta e cel mai legit, că la de meciul trecut, ia uite cu aici, își face el config la one tap, cred. Vezi că până acum ai să-mi dai 1000 de euro, băi. Da, lasă frate că își bagă el spinul, să-mi bag picioarele, de nu-mi bag pe X4 și tot își bagă. Tot îl enervează pe el ceva și își bagă spinul. Ești nebun. Uite-l pe ăla pe Golf 4, un 8 GTI, pâine. Un 8 Turbo GTI. Ce își bagă el. Ce, da, gata, așa a luat-o aici nebun la cap. Hai să vedem, da, chiar sunt curios dacă se apuce să dea. Ia, cred că acum își bagă spinul, ia fent. Fiind că acum s-a oprit un pic, face un pic de config la hack. Da, nu știu ce să zic, mă, frate. Nu cred că și-l bagă Iliu, că cred că mi-ai dat gherlă, frate. Ia să dăm așa un pic eu de speed up. Eu cred că tu îmi dai gherlă. Eu moară pe tot. Zici tu că-și bagă spinul? Eu zic că nu și-l bagă. Păi da. Și dacă nu și-l bagă, eu trebuie să-ți dau ție 1000 de euro. Da. Păi da, și dacă și-l bagă, tu îmi dai mie. Bine. Poate nu și-l bagă, cu aia. Dar are HBH Legend, cu aia. Mi-e greu să cred că nimeni de la ei nu o să se activeze. Uite cu aia ce Rambus și-au făcut oamenii. Băi, cu aia chiar nu și-l bagă. Eu cred că dacă dau skip până aici o să închid Overwatch-ul, băieți, și cred că mi-a dat Iliuță gherlă. Gata, Iliuță, când vii la București trebuie să-i cumpăr golf nou la Iliuță, băieți. Băi, îi dau pentru toate, n-avem ce să facem. Îmi cumpăr G-Fuel, frate, și... cumpăr G-Fuel de 1000 de euro. Mă mulțumesc, bă, băieți, n-avem ce să facem, mi-am dat submit, nu știu, mi-a acceptat ăsta oare? E, bine, nu mi-a acceptat să-i dăm cancel invite, dă-l-mi. Vezi dacă poți să-i dai comentarii pe profil. Nu poți să-i dau, nu, că m-am uitat. Frate. Dar nu cred că e din România cu aia, nu cred că e. HVH mode, ia uite pe ăștia, HVH master, să nu mai în grupuri de HVH. Bă, băieți, o să așteptăm ultimul Overwatch, deoarece acesta care vine acum va fi ultimul Overwatch pe ziua aceasta. Am banat și noi 3 codați, bă, tu dai seama că din 3 Overwatch-uri am dat de 3 codați, Iliuță. Și înainte serios? De abia, înainte, 50 de ori. Nu mă așteptam. Deci, înainte, prin 2016, dacă făceai 50 de Overwatch-uri, nu cred că de 3 codați cu aia. Și acum, băi, nu se poate, mă. Hai să mai așteptăm ultimul Overwatch, bă, băieți, dacă one dăm... week later. Da, cu aia, deci să-mi bat picioarele, cred că o să așteptăm încă 2 ore după Overwatch ăsta, bă, băieți, revenim peste 2 ore, aia e. Da, bă, băieți, cine a găsit și următorul Overwatch? Cred că o să fie un Overwatch mai lung, deoarece am stat un pic la download, adică am stat vreo 30 de secunde, un meci pe Inferno, hai să vedem, bă, băieți, ultimul Overwatch ce are de oferit, deși eu cred că șanse de 90% să fie spinboot, pe na, știți și voi cum e CS, eu cred că e spinboot, la ce am auzit, cred că e spinboot, ce am zis, mă, băieți, mi-am dat seama după sunet că e spinboot, bă, băieți, după sunet dinainte mi-am dat seama că e spinboot, hai să băgăm third person, să vedem totuși dacă hack versus hack sau ceva, chiar ar fi șmecher să fie un hack versus hack. Da, nu, omul meu și-a băgat spinboot-ul versus legit, ești nebun la cap. Ah, ba nu, e hack versus hack, băieți. Bine, hack versus hack, bă, băieți, la Overwatch, hai să vedem, dar cred că doar ăla are. Mamă, ăla are skit în nume, dă-te-n puii mei. Ca de obicei, cont cu rank 10, rank cont nou, are un game ban, omul meu se joacă și el ce se ia aici cu game ban. Hai să vedem dacă... Na, și majoritatea sunt legiți, adică cred că cam toți sunt legiți de la City. Cred că doar primul de la ei are ăla chinezul ăla. Mamă, dar e meci de chinez, tu vezi cu aia? Ba nu, de la ăștia sunt doi codați. Sunt doi codați de la ăștia. Uite, cu aia sunt doi, trei, cu aia! Sunt trei codați la Tero, dă-te-n puii mei. Mamă, nu vine. Cumpărat coduri de pe AliExpress. Da, cu aia, coduri de pe AliExpress, ești nebun la cap. Uite-te și la ei cu aia, ce chinezi. Deci joacă chinezii cu cituri, nici nu mă gândeam la chestia asta, vreodată ți-l imaginez pe ăsta acolo în spatele monitorului chinez de ăla la 60 de kg cu joacă el hatryhard cu codul, bă. Băi, nu vine să crebă, băi, doar, ar, du-te-n pui mie și-a cumpărat operațiunea aia, Operation Broken Funk, cu aia. Omul are și operațiunea cumpărată pe cont. Mamă, au chinezii bani, frate, bagă spinul pe conturi cu operațiuni, dă-te-n pui mie ce șmecher. Mamă, bă, băieți, ce să mai zic, mă, ce să mai zic, n-am ce să mai zic. Băieți, cred că îi dăm mare ban la băiatul ăsta, dar hai să vedem totuși, poate... Să vedem dacă îi bate. Da, hai mă, ce-s doi cu spinboot la ăia și doi cu spinboot și la City. Hai să vedem dacă îi dă, dar are AVP. Mamă, le dăm. Hai mă, că nu-i chiar cod de pe AliExpress, Iliuca. Ba, e cod de pe AliExpress. Și-a luat-o. Bă, fraților, hai că ne mai uităm la ultima rundă. Asta este ultima rundă, să vedem ce face chinezul nostru aici, a preferat. Ok, a dat-o ălalalt, hai să vedem ce-i face la asta de pe mid. Deși, nu mai spinboot, deci nu... Vedeți mă, și voi încercați și voi, mă, băieți, ăștia care sunteți la mine aici pe canal, încercați și voi, dacă aveți Overwatch-ul disponibil, faceți măcar 3-4 Overwatch-uri pe zi, că mai mult de jumătate de oră nu cred că durează. Să mai scăpăm și noi de băieții cu spinboot, că știți și voi cât sunt cu spinboot pe matchmaking și nu strică să mai scăpăm de câțiva dintre ei. Știți ce zic, bă, băieți? Scăpăm și noi de codați, băieți. E, nu de codați, că cu aia care dau legit cu hack-ul n-am nimic, dar de spinbooter, bă, băieți, mai scăpăm și noi un pic de spinbooter, că parcă prea ai plin matchmaking-ul. Deja s-a transformat matchmaking-ul în HVH, bă, băieți, deci... Deci voi să-mi zici... Să mai scăpăm și noi de spinbooter, bă, băieți. Mai faceți și voi acolo 3-4 overwatch-uri pe zi, că nu e mare lucru. Eu o să încerc să... Fac seria asta de Overwatch cât mai des, deoarece, na, trebuie și noi, mă, băieți, să mai scăpăm de spin butării ăștia. Na, avem ce să facem, bă, băieți, o să-i dăm care spin, ești nebun la cap, nici nu mai are rost să mă uit pe Overwatch, bă, băieți, o să-i dăm evident, evident, evident și de griffing nu-i mai dau că n-are rost.
Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Overwatch. De Overwatch, dați-i voi acolo like, să facem 1000 de like-uri la acest episod. Zici tu și ai Iliuca ceva cade în încheiere. Vă pup. Vă pupă Iliuca, bă, băieți. Aveți acolo Instagramul lui Iliuca dacă vreți să-i dați follow și să vă faceți conturi fake cu poza lui. Cătălin404. Și ne vedem data viitoare. Salut.